Nu știu ce să fac la emisiune pentru că nu mă lăsați cu telefonul. Vreau ca părinții mei să fie mândri de mine, dar chit că aș câștiga acest concurs, chit că nu. M-am maturizat, știu ce vreau de la viață și am venit să câștig. A fost o perioadă în copilăria mea în care nu am avut parte de mișcarea pe care mi-aș fi dorit-o și acum profit de fiecare moment. Venirea la emisiune pot să spun că este o nouă provocare în dezvoltarea mea personală și pot să lupt ca să fac acest lucru. Milionera deține peste 500 de milioane de vizualizări și locul 1 în peste 20 de țări și chiar mai bine. Cred că venirea mea la fermă mă va face să ies puțin din zona mea de confort. Vreau să ajung în finală, să fac pe bunica mea mândră și tot neamul meu de la Tudora, de la Suceava. Îmi câștig existența de la vârsta de 16 ani, sunt o femeie independentă. Am luptat dintotdeauna cu această imagine falsă cu care am fost asociată de femeie întreținută. Sunt aici pentru că vreau să demonstrez că sunt persoana care spun că sunt. Într-un reality show nu prea ai cum să păcălești oamenii. Ceea ce vedeți, asta este. Nu cred că putem merge înainte decât dacă ne depășim zona de confort. Vreau să-l învăț pe Noah că atâta timp cât muncești și nu renunți niciodată la visul tău, este imposibil să nu câștigi. Îmi place foarte mult să am grijă de oameni, iubesc oamenii și mi se pare normal și frumos să îi ajutăm. Cred foarte mult în Dumnezeu, cred că există o forță divină. Dacă voi câștiga, vreau să-i ajut cu bani pe copiii nevăzători de la centrul Neghiniță. Sunt Ana Maria Elena Călin, am 25 de ani, tocmai am absolvit facultatea de medicină din București. Venirea la această emisiune este sigur un pas spre independența mea și abia aștept să le arăt părinților mei că pot să mă descurc și singură. Participarea la emisiune, partea că mă întorc în copilărie unde am trăit la țară și e mediul înconjurător și faptul că suntem deconectați de tehnologie, cumva probabil o să mă ajute să-mi retrăiesc adolescența. În ziua în care m-am născut, tatăl meu a fost poate unul dintre cei mai triști părinți, pentru că el și-a dorit un băiat. La 15 ani am decis să părăsesc casa părintească. Mergând la fermă, cred că o să învăț să cred în oameni. 18 concurenți, un nou început. Ferma la ProTV.